nimeni nu are o viață perfectă. Trauma de dezvoltare se referă de fapt la toate adaptările pe care noi am fost nevoiți cumva să le facem ca să putem supraviețui. Când avem dificultăți în viața personală și suferim și mai ales în relații, avem tendința ori să dăm vina pe noi sau să dăm vina pe celălalt. Pentru că e mult prea dureros pentru copil, de exemplu, să aibă niște nevoi și să nu fie împlinite. O strategie de supraviețuire pentru mulți dintre noi este să ne deconectăm de aceste nevoi, de nevoia de dragoste, de nevoia de atenție, să ne închidem de fapt încet, încet inima. E din nou o mare capacitate să reușim cumva să aducem în aceeași relație inima noastră deschisă și sexualitatea. Da? Și cum se manifestă deconectarea de la propriile nevoi? Această convingere, da, pe care o avem și mod de a funcționa, pe principiu eu mă descurc singur, nu mă pot baza pe nimeni, dar în adâncul meu, în realitate, eu tânjesc după acest suport. Vulnerabilitatea sănătoasă ar fi să pot veni cu nevoile și limitele mele, cu ce am eu de oferit și să accept cumva limitele celuilalt. Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Eu Pot, prima emisiune de dezvoltare relațională din România. Și dacă vorbim despre relaționare, este imposibil să nu vorbim despre conectare, dar și despre traumele pe care le avem în urma conexiunilor interumane pe care le-am înțeles foarte greșit. Astăzi, alături de mine, Bogdana Bursuc, psihoterapeut. Bine ați venit în studioul Eu Pot. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitația. Mulțumesc! E foarte important să înțelegem exact de unde ne vin traumele și ce înseamnă trauma de dezvoltare. Da, e adevărat. Este un subiect foarte important în viața noastră pentru că, exact cum ați spus, tânjim cu toții după relații de calitate și avem nevoie de conexiune și, în același timp, este adevărat că nimeni nu are o viață perfectă și relațiile de-a lungul vieții noastre au fost imperfecte și atunci fiecare dintre noi ajungem să avem niște concluzii legate de relaționarea cu noi înșine, de relaționarea cu ceilalți, de relația cu lumea în general, care poate cumva ne aduc răutăți în ceea ce ne dorim în prezent și anume această conectare. Iar trauma, de fapt, trauma de dezvoltare, poate o definiție care este util de știut și chiar există o carte care are același nume și unde putem afla mult mai multe detalii, pentru că e un subiect foarte complex și care realmente merită cumva să-l avem aproape și să-l cunoaștem, dar trauma de dezvoltare în realitate nu se referă neapărat la lucrurile pe care le-am trăit, pentru că ele au avut loc și nu mai le putem schimba, nu mai avem acces acolo, dar trauma de dezvoltare se referă de fapt la toate adaptările pe care noi am fost nevoiți cumva să le facem ca să putem supraviețui sau viețui în mediul relațional de la momentul respectiv. Și bineînțeles ne gândim la copilărie pentru că atunci ne dezvoltăm ca persoane, atunci învățăm despre relații, iar toate adaptările astea le ducem cu noi mai departe în viața adultă și pot servi interesului nostru de conectare sau din contra ne pot cumva îndepărta de interesul ăsta al nostru pentru conectare și relații de calitate. Am senzația că dacă ne-am fi născut într-un alt context, cu alți părinți, am fi avut acces la un alt tip de educație, viața noastră ar fi fost minunată. Da, și e foarte adevărat că atunci când suntem în suferință, avem de obicei ca oameni, avem două mari tendințe și nu ne reducem la astea, probabil există variații, dar ca oameni când avem dificultăți în viața personală și suferim și mai ales în relații, avem tendința ori să dăm vina pe noi, da, și să considerăm că noi nu suntem suficienți, noi am greșit, noi n-am făcut ceva bine, e ceva neregulă la mine, sau să dăm vina pe celălalt și să considerăm că celălalt, da, nu este capabil, nu înțelege, nu? Și în realitate, cred că dacă ne uităm dintr-o perspectivă mai mare, cu toții, da, și bunicii noștri și părinții noștri, cu toții au făcut tot ceea ce se putea mai bine, însă așa cum este de observat în lumea noastră a oamenilor, cu toții avem o limită și oricât de mult cumva ne pasă și dorim să oferim celuilalt ceea ce noi nu am avut, vom face greșeli sau vom oferi cumva cu capacitatea noastră limitată ceea ce este imperfect. Dar asta nu înseamnă cumva că nu există o speranță sau că nu există o șansă pentru cei care vor de fapt să reușească să se reconecteze cu sine pentru a se reconecta cu altcineva apoi, da, de calitate. Și asta poate este un element, pentru că atunci când vorbim de trauma de dezvoltare, toate aceste adaptări care suntem nevoiți de fapt să le facem, au legătură cu a ne deconecta de noi înșine. A ne deconecta, de exemplu, de nevoile noastre. De exemplu, am nevoie de atenție, am nevoie de dragoste, dar dacă din diverse motive nu primesc, și o să dau un exemplu așa la care putem să ne raportăm poate mai ușor, cum era pe vremuri, da? Oamenii erau la câmp,
da? Ori mâncăm, ori stăm cu copilul și ne jucăm, pentru că realmente era o recoltă, da, de produs și niște provizii de făcut. Și atunci, cumva, pentru că e mult prea dureros pentru copil, de exemplu, să aibă niște nevoi și ele să nu fie împlinite, o strategie de supraviețuire pentru mulți dintre noi este să ne deconectăm de aceste nevoi, de nevoia de dragoste, de nevoia de atenție, să ne închidem, de fapt, încet, încet inima. Da? Și cum se manifestă deconectarea de la propriile nevoi? De exemplu, de la nevoia asta de a fi iubiți, văzuți și auziți. De exemplu, o modalitate care se manifestă este această convingere, da, pe care o avem și mod de a funcționa. Pe principiu, eu mă descurc singur, da, și nu am nevoie de nimeni. Da, și am acest sentiment cumva că, de fapt, nu mă pot baza pe nimeni și fac totul, da, pe cont propriu, după care din când în când am accese de furie, da, și resentimente, că nimeni nu mă ajută și o fac singur, dar în adâncul meu, în realitate, eu tânjesc după acest suport, după acest împreună, după această conectare, da? Și nu e vina mea că am ajuns cumva să funcționez așa, dar în același timp este responsabilitatea mea cumva modul în care funcționez în prezent și poate că în prezent am niște alegeri, poate că sunt oameni care sunt dornici să mă sprijine, să fie împreună cu mine și nu mai e nevoie să mă descurc singur. Care este diferența dintre un om autosuficient care se descurcă singură, că mi-a venit evident feminin, nu mi-a venit în cap, nu? Pentru că am trecut și eu pe acolo. Eu mă descurc singură, am satisfacția că m-am descurcat singură într-o anumită situație și omul care și-a format un mecanism de apărare, are trauma de dezvoltare, cumva din exterior ambele persoane se văd la fel. Ce se petrece în interior, de fapt, și care e punctul de asamblare a celor două realități? Da. Cred că în momentul în care avem o autosuficiență și ne putem descurca singuri, ceea ce este cazul pentru marea majoritate a celor care sunt adulți, pentru că au niște capacități, da, de a ne descurca singuri, da, asta definește cumva perioada de viață adultă, dar în momentul în care, de exemplu, am o dificultate în a cere ajutorul sau în a accepta ajutorul, când am perioade, de exemplu, de singurătate, adică simt cumva că sunt singur, da, și în același timp reacția mea la singurătate nu este să merg să cer ajutorul, ci este de a mă, da, întări, da, de a-mi pune o platoșă, de a mă auto-încuraja la modul sunt puternic, da, hai că mai pot încă o dată singur, da, ăsta este un semn, poate că nu este în realitate o capacitate de a mă descurca singur autentică, este mai degrabă un mod de a funcționa care a fost necesar de a mă descurca singur. O persoană care realmente are capacitatea de a se descurca singură și nu are neapărat un bagaj sau un mod de a funcționa afectat de, eu știu, diverse experiențe timpurii, este o persoană care poate să se descurce singură, dar nu are nicio problemă dacă este ajutată, nu are nicio problemă să ceară ajutorul și nu are nicio problemă în a-și da voie ca uneori să nu poată singură. Pe de-o parte, tânjim după conectare, dar pe de altă parte suntem terorizați doar de ideea că am putea să fim vulnerabili și să ne o luăm din nou așa cum ne-am mai luat-o în trecut. Este un exemplu foarte bun apropo de această discuție legată de traumele de dezvoltare. Pentru că, vedeți, din nou e tendința asta de a considera că ori e o neregulă la mine, ori e o neregulă în exterior și nu mai găsim în ziua de azi, nu se mai găsesc femei și bărbați ok, disponibili. Da? Dar cred că o soluție este exact momentul ăsta când începem să vedem rolul nostru și partea noastră în aceste dinamici relaționale. Pentru că vedem lucrurile din perspectiva proprie, iar dacă perspectiva proprie este asta a dezamăgirii din relații, este asta a ideii că eu mă descurc singur, este realitatea cumva sau ochii proprii care spun cumva că e periculos, da, o relație e periculoasă pentru că pot fi folosit, da, pentru că lucrurile se pot întoarce împotriva mea dacă sunt vulnerabil. Toată această cumva psihologie sau filozofie cumva de viață personală cu care mă uit în jurul meu și la femeile sau la bărbații din jurul meu, de fapt adaugă ceva în această dinamică, da? Și în timp, în realitate, nu am curaj
să caut și nu-mi dau voie cu adevărat să mă deschid din aceste temeri și nu e o problemă cumva să am aceste temeri, mai ales că ele fac sens datorită unor experiențe, dar e foarte util ca fiecare să vadă contribuția lui personală în această dinamică și conectarea de fapt cu noi înșine este prima condiție ca să ne putem conecta cu celălalt, iar conectarea cu noi înșine înseamnă conectarea cumva cu părțile astea din noi pe care le-am respins și a fost necesar să le respingem ca să ne adaptăm la mediul la care am supraviețuit și foarte frecvent sunt nevoile. Cum e și nevoia asta de a nu fi singur, de a avea pe cineva împreună. Și din nou, dacă revenim la metafora asta a câmpului, cum este mai ușor pentru un copil să supraviețuiască? Simțind în fiecare zi și de mai multe ori pe zi sau mai multe ori pe zi că are nevoie de cineva și nu e nimeni care să vină și să stea cu el și să vadă ce se întâmplă, sau să n-aibă nevoie de nimic și să înceapă să facă singur, să deretice, să se descurce. Da? Deci, evident cum e mai ușor să supraviețuiești. Și atunci, când ajungem la 40 de ani, da, și suntem singuri și ne uităm așa și ne teamă că dacă îndrăznim să recunoaștem față de noi sau față de celălalt, că da, chiar am nevoie să nu fiu singur, chiar mi-ar plăcea să fiu într-o relație, chiar aș vrea să-mi deschid inima, imediat apare o teamă, pentru că am trăit așa ceva. Da? Și mi-e prea teamă să mai trăiesc din nou lucrul ăsta. Și mai e un element care poate merită numit că de foarte multe ori se întâmplă să ne simțim singuri fiind într-o relație. Uh-huh. Iar aici, cumva, din nou e util să ne uităm la contribuția noastră la această dinamică. Și nu vreau, nu zic deloc într-un mod în care să ne blamăm sau să ne punem cenușă în cap, da? Dar pur și simplu dacă fiecare partener se uită la contribuția personală, este o șansa de fapt a unei apropieri. Da? Pentru că nu mă blamez nici pe mine, nu te blamez nici pe tine, ci pur și simplu îmi doresc ceva și fac ca lucrul ăsta să se întâmple. Hai să facem o distinție între conexiune reală între doi oameni care de-abia s-au cunoscut, de exemplu, vulnerabilitate și mai există încă o formă de vulnerabilitate prost înțeleasă. Eu să vin să-ți torn tot trecutul meu, toate dezastrele care s-au petrecut în trecutul meu și să văd în tine acest salvator. Deci aș începe cu prima, da? Și prima vulnerabilitate asta cumva sănătoasă înseamnă să intru într-o relație cu inima deschisă și asta ce înseamnă? Înseamnă în primul rând eu să îmi asum propria persoană, care asta înseamnă că am niște nevoi, am niște limite. Da? Am ceva de oferit, am limite în ce am de oferit, da? Și vulnerabilitatea asta înseamnă inclusiv să pot veni cu aceste lucruri într-o relație și să pot tolera dezamăgirea. Mm-hmm. Da? Pentru că de obicei când nu avem această capacitate de a tolera dezamăgirea, ca și copii a fost imposibil să o tolerăm pentru că era vorba de supraviețuirea noastră, da? Acum, cumva, dacă continuăm să avem această perspectivă a copilului și să nu tolerăm dezamăgirea, riscul e că nu mai venim cu cine suntem, cu nevoile și limitele noastre și ce putem oferi într-o relație, ci, de fapt, de teama acestei dezamăgiri ne închidem inima. Venim îmbrăcați deja și în venim, hainele cuiva. Exact, și venim deja cu inima cu platoșa, da? Și avem o relaționare, dar undeva la un nivel mai de suprafață, nu vreau să zic superficial pentru că nu e vorba despre asta, dar e vorba pur și simplu de frica pe care o avem să venim cu inima noastră și celălalt să nu fie disponibil pentru noi, da? Cum se întâmplă de foarte multe ori în relații, că am așteptarea ca celălalt să răspundă și bineînțeles că cu câte se întâmplă într-o zi pentru fiecare dintre noi, poate că nu e disponibil imediat. Uh-huh. Da? Dar din perspectiva copilului uităm că nu mai e aceeași urgență și nu mai e același pericol dacă nu răspunde imediat. Deci cumva vulnerabilitatea sănătoasă ar fi să pot veni cu nevoile și limitele mele, cu ce am eu de oferit și să accept cumva limitele celuilalt, da? Și nevoile celuilalt și atunci dezamăgirea. Și să accept și faptul că celălalt nu e la dispoziția noastră, exact. Că e o persoană de sine stătătoare care poate a avut o zi la fel de grea sau poate și mai grea decât a noastră și cumva să facem baletul ăsta între nevoile mele și nevoile tale, nu? Exact. Să prioritizăm. Exact. Și de fapt o vulnerabilitate sănătoasă înseamnă să nu renunț la mine și la ce am eu nevoie, dar să nu renunț nici la relație.
Da? Pentru că de foarte multe ori vedem dinamicile astea în care ori renunț la nevoile mele și las de la mine și fac să-ți fie ție bine și te acomodezi pe tine, ori nu mai suport, da? Și atunci renunț la relație. Da? Și într-adevăr este o mare provocare și o capacitate care e nevoie cumva să o creștem, fiecare în noi înșine, această capacitate cumva de a nu renunța nici la noi, de a nu renunța nici la relație, pentru că în realitate, dacă ne stăm să ne gândim la modul ideal, le vrem pe amândouă. Asta e modalitatea ideală. Și cealaltă modalitate, în care eu vin și pun pe masă toate traumele. Dar eu consider pur și simplu vulnerabilitate. Da, uite, da. Ți-am arătat toate punctele mele slabe. Da. Uneori putem face acest lucru inconștient și involuntar, dar ca o strategie de fapt de a-l îndepărta pe celălalt și de a ne reîntări convingerea asta că, uite, nu e nimeni acolo pentru mine care să mă înțeleagă și care să accepte să mă deschid în felul ăsta, să vin cu cine sunt eu. Da? Și în realitate oamenii te resping. Da? Și pentru că am avut experiența asta, da? Foarte frecvent se întâmplă cumva că considerăm, exact cum am spus, în relațiile timpurii, învățăm despre relațiile cu lumea și cu ceilalți și cu noi și considerăm că ăsta este adevărul și inconștient și involuntar pot folosi această supra, să spun așa, expunere ca o strategie de fapt de a îmi dovedi că pot să rămân în continuare singur și retras pentru că nu e nimeni acolo pentru mine. Care e legătura dintre trauma de dezvoltare și relaționarea asta de intimitate, da, de sexualitate? Da. Unul dintre noi, unul dintre lucrurile astea de care ne deconectăm este exact această deconectare fie de inima noastră, fie de sexualitatea noastră. Da, adică deschiderea, vulnerabilitatea asta a copilului cumva, a noastră ca și copii și nevoile emoționale și neputința, pentru că copiii sunt neputincioși într-o grămadă de ani, o perioadă lungă, este respinsă, este pedepsită și atunci cumva suntem nevoiți să ne deconectăm de inima noastră și de vulnerabilitatea asta sau suntem nevoiți cumva să ne deconectăm de sexualitatea noastră. În sensul în care dezvoltarea sexuală și impulsurile sexuale, la 2-3 ani este diferența asta de gen, da, pe care copiii încep să o achiziționeze, își ating organele sexuale și le descoperă, da, și reacțiile celor din jur sunt foarte diverse, pot fi inclusiv de pedeapsă, de apostrofare, de a considera că e ceva rău cu tine dacă rușinos. Faci asta, rușinos, da, de rușinare a copiilor. La fel, de exemplu, spre pubertate, în ideea asta de a educa, da, care e foarte necesară și utilă, uneori educația strivește dezvoltarea asta normală și atunci cumva o modalitate din nou de adaptare la contextul respectiv relațional este să te deconectezi de sexualitatea ta. Și așa ce putem vedea în viața adultă sunt persoane care ori au o relație emoțională foarte intimă, dar nu fac sex, da? Sau viața sexuală este slab reprezentată, ori este o viață sexuală foarte activă, însă nu există nicio conexiune, dar e sexualitatea asta ca un sport. Uh-huh. Da? Și e din nou o mare capacitate să reușim cumva să aducem în aceeași relație inima noastră deschisă și sexualitatea, adică să ne deschidem inima și să manifestăm toate impulsurile și energia asta sexuală, care este o parte din noi ca persoană, din vitalitatea noastră. Un prim element, apropo de a-mi asuma responsabilitatea pentru propria mea viață, este poate să ne reamintim că există o diferență între trecut și prezent, da? Și tot ceea ce noi proiectăm în viitor, în realitate e ceva ce ni s-a întâmplat deja. Da? Pentru că imaginația noastră de fapt pleacă de la niște informații pe care le avem și atunci când ne imaginăm diverse frici și diverse scenarii pe care vrem să le evităm, poate e util să ne amintim că asta spune mai degrabă despre trecut și despre ceea ce am trăit deja decât despre prezent. Și apoi poate un alt element este de a ne da posibilitatea să alegem și să fim foarte cinstiți cu noi și sinceri. Ce vrem să alegem pentru noi? Vrem să alegem o viață de izolare, de singurătate, de deznădejde, da? De tristețe și un aparent mă descurc, da? Sau vreau să aleg de fapt o viață în care să simt căldură, să simt afecțiune, să mă cert, da? Să mă împac, da? Să râd, să plâng, dar să nu fiu singur în tot timpul ăsta și de fapt să trăiesc.
Bogdana Bursuc, mulțumesc tare mult pentru informațiile de astăzi. Ce am înțeles eu din discuția asta de astăzi este că trebuie în primul rând să ne spunem adevărul nouă și să facem alinierea între ceea ce gândim, ceea ce vorbim, ceea ce simțim și într-un final ceea ce facem, astfel încât să înțelegem unde sunt traumele noastre de dezvoltare și cum putem să ieșim de acolo cât se poate de repede. Până data viitoare, vă invit să urmăriți și edițiile anterioare ale emisiunii Eu Pot, iar acum rămâneți cu rubrica Secretele Apei. Secretele Apei. Chiar apele naturale sau multe din izvoarele naturale care colectează ape de suprafață sau care provin din foraje, nu au această caracteristică de a fi pure la origine. Ea are tot felul de contaminanți. Eu când am citit raportul Institutului Fresenius, lista acestor contaminanți este de circa 30 enumerați, despre care nu am știut, pentru că, după, fac o paranteză, după legislația noastră, sunt doar 3 elemente care nu trebuie să fie în apă. Și buletinele de analiză periodică pe care toți îmbuteliatorii sunt obligați să le facă se referă la 3 contaminanți. Contaminanții ăștia sunt foarte, foarte mulți, cel puțin pe care un institut serios îi analizează. Și toți aceste tipuri de contaminanți, 0, 0 sau negativ, 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 rezultând această afirmație finală care caracterizează această apă, original, pură, la sursă. Apele de suprafață sau din foraje nici de cum nu au această caracteristică. Unele trebuie să fie filtrate, altele trebuie să fie tratate. Unele, chiar dacă nu sunt tratate de acești contaminanți, le conțin în continuare pentru că legea nu interzice să nu fie. Grija primordială a autorităților este sănătatea populației. Și câtă vreme populația nu se îmbolnăvește, este bine. Dar acest lucru nu se referă numai la apă, ci se referă și la mâncare. Nu contează că alimentele pe care le mâncăm sunt iradiate. În felul ăsta se omoară toți germenii care ar putea dăuna sănătății, dar în același timp se omoară și enzimele, partea care ne dă viață. La fel și apa. Câtă vreme nimeni nu moare de apă și gătește cu ea și poate să o bea, autoritățile sunt mulțumite. Dar ca să ajungă aici, calea simplă este în general tratarea apei. Sunt stațiile mari în fiecare oraș mare din țara noastră și din toată lumea în care apele se reciclează și se tratează. Poate să fie oricât de murdară apa dintr-un râu, ți-o scoate potabilă. Dar ca să facă acest lucru, apa e trecută prin tot felul de procese chimice, de filtrare și de tratare, incluzând printre altele mult famatul clor, care omoară toți germenii din apă, e o travă, într-o anumită doză nu dăunează omului, dar, a la long, noi introducem acest clor în noi, bând apa de la robinet. Acum, desigur că este foarte, foarte bine că avem apă la robinet, dar apa care cu adevărat îți dă viață este apa provenită din sol, provenite din izvoare și care conține minerale, care n-au fost nici filtrate și acea apă nu a fost nici îmbunătățită prin orice procedeu chimic sau de altă natură.